Caz bizar în județul Dolj, un tânăr s-a legat cu un lanț de un copac și nu s-a mai putut dezlega. A așteptat trei zile în pădure, până când ciobanii au fost alertați de țipetele tânărului și au sunat imediat la 112. Doljanul era deshidratat, înfometat și a fost predat unui echipaj de la ambulanță pentru a fi acordate îngrijiri medicale de specialitate. Salvatorii au declarat că nu au mai întâlnit un astfel de caz, fiind prima misiune de acest gen. Tânărul s-a legat cu lanțul de un copac în pădure în parâng pentru tehnici de supraviețuire și nu a mai putut să se elibereze. A fost găsit de salvamonti și jandar montani după trei zile. Șeful salvamont Hunedoara Ovidiu Bodean a declarat că tânărul a aruncat cheia de la lacăt și nu a mai putut să ajungă la ea. Pe noi ne-au alertat ciobanii care au auzit strigăte de ajutor. le am găsit pe un tânăr legat de un picior cu un lanț de un copac cu lacăt. Se pare că exersa tehnici de supraviețuire și aruncase cheia la distanță, astfel încât nu a putut ajunge la ea. Nu a mai întâlnit un astfel de caz, a spus șeful Salvamont Hunedoara. Tânărul a mai avut mâncare cu care a rezistat două zile după care a început să strige după ajutor. Acesta era deshidratat și înfometat și a fost salvat și predat unui echipaj de ambulanță.